Aceste legi le critică cei care au votat pentru furtul miliardului. Vă amintesc. Inclusiv domnul Filip era ministru atunci. Domnul Candu era ministru. Doamna Maia Sandu a votat în martie 2015 pentru această lege ca să fie pusă pe umerii cetățenilor. Nu învinuiesc pe doamna Maia Sandu. Gata, a trecut alegerile. Dar această lege pe care dumneavoastră ați votat-o, Parlamentul în această săptămână a anulat-o. Acesta a fost un obiectiv al meu pe tot mandatul de președinte și înainte de mandatul președinte. Eu am promis acest lucru oamenilor. Și dumneavoastră, stimați deputați de la PAS și DA, ați promis același lucru. Eu înțeleg pe Filip. Filip niciodată nu a vorbit de anularea legii miliardului Șcandu. Pentru probabil au cel mai mare interes, au avut acolo. Nu știu, o să vedem, procuratura o să explice. Dar dumneavoastră, cei de la PAS și DA, de ce criticați anularea legii asta? Voi doar ați ieșit în piață, protest, în 2015, în fața guvernului, în fața Parlamentului. Anulăm legea miliardului. Păi e că e anulat. Ce vă faceți de cap? Voi trebuie să bateți din palme. Bine că s-a anulat. A, nu vă place? Vreți să mergeți la Curtea Constituțională să anulați acest vot? Mergeți. Asumați-vă. Oamenii să știe. Că uite cine i-a întors miliardul pe spatele lor. În cazul legii care prevede reducerea vârstei de pensionare, Igor Dodon a explicat că PSRM și opoziția au viziuni diferite. Numărul de pensionari în Moldova este mai mare decât numărul celor care muncesc. Oponenții noștri au decis să facă mai puțini pensionari, adică să moară să nu ajungă la pensionare. Abordarea noastră este alta. Haideți să majorăm numărul locurilor de muncă, să le dăm pensii părinților și bunicilor noștri, a mai spus președintele.